Beyblade, Beyblade, let it rip! Lupta să fie dreaptă, metalul curaj așteaptă. Nu poți să stai deloc, de iluzii nu e loc. Beyblade, Beyblade, let it rip! Beyblade, Beyblade, let it rip! Dăișul în vârtel, să vezi puterea până la capăt, da. În ultimul episod din Beyblade, echipa Gang Gang Galaxy dă start unei lupte de Beyblade pentru a decide cine va fi membrul înlocuitor. Dar meciul este întrerupt de Phoenix, care își învârte Bey-ul Burn Fireblaze și câștigă. Phoenix își dezvăluie adevărata identitate, e Rio, dar Hikaru îi spune că nu poate deveni membru al echipei Gang Gang Galaxy, întrucât ar fi împotriva regulamentului competiției. Aceleași reguli sunt valabile și pentru Kenta și pentru echipa Wang Huzhong, așa că se pare că nu va exista niciun locuitor pentru Tsubasa și Yu. Înainte de a decide ce vor face mai departe, DJ Blazer apare în mod neașteptat. A venit să lupte cu DJ Sua pentru a hotărâ care dintre ei va fi prezentatorul luptei din finala campionatului. Se dovedesc că a fi niște Blader jalnici, dar niște DJ excelenți, iar lupta se termină la egalitate. Cei doi DJ hotărăsc să fie prieteni, nu dușmani, și să prezinte meciul final împreună. Toată lumea e încântată, nu au timp să savureze însă momentul, căci lupta finală împotriva echipei Starbreaker e pe cale să înceapă. Va fi un spectacol excepțional! Numărătoarea inversă. Cred că a sosit momentul, Masamune, Zio. Mă voi întoarce în curând, Toby. Iar acum, cred că e timpul să plecăm și noi, bine? Da, doctor Zigurat. Bine ați venit la campionatul mondial de Beyblade! A sosit ziua cea mare în sfârșit! Această competiție extraordinară care s-a desfășurat peste tot în lume a ajuns la final! Astăzi se va decide cine va fi echipa numărul 1 din lume! Numărul 1, baby! Cine va câștiga titlul de echipa cea mai puternică din lume? Echipa Japoniei, Gang Gang Galaxy? Sau va fi oare echipa noastră, Starbreaker? Lupta secolului va fi prezentată de cei doi DJ din Japonia și SUA. Adică noi, DJ Duo, împreună într-o transmisiune în direct în lumea întreagă. Lupta începe astăzi la prânz. Exact la prânz! Lupta finală e programată să înceapă în orice clipă, dar niciunul nu și-a revenit încă. Firariu, Tsubasa, o să luptăm acum pentru voi doi băieți? O să câștigăm două meciuri consecutive și o să luăm cupa acasă. Și când o să ne întoarcem, o să fim numărul unu din lume. Masamune, ești foarte nerăbdător, ha? Normal că sunt. Asta e lupta finală. Și Starbreaker o să piardă. Chiar dacă trebuie să lupt cu prietenul meu, Zio. Masamune! Indice de reglaj la 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89. Pulsul și tensiunea lui Zio sunt în creștere. Nivelul de risc al subiectului a trecut de la galben la roșu. Întrerupere reglaj Zio. Indice reglaj 92. Așadar, te oprești la 92 din nou, băiete. Zio, ce făceai tu în timp ce Jack și Damien obțineau rezultate extraordinare în lupta cu Excalibur? Dacă asta este limita ta de toleranță la sistemul de reglaj, înseamnă că poate totuși m-am înșelat în privința ta. Nu te opri! Ha? Indiferent ce faci cu mine, o să rezist până la capăt! Nu este destul timp. Mi-e teamă că lupta finală are loc azi. O să fiu gata la timp! Păi dacă vei câștiga, nu va fi nicio problemă. Dar pregătește-te pentru ce se va întâmpla dacă pierzi. Ce vrei să spui cu asta?
De la bun început a existat o înțelegere ca tu să dai rezultate, nu? Ah! Dacă pierzi, tratamentul lui Toby va fi oprit. Ah! Reglajul lui Jack finalizat. Procent reglaj 100%. Reglajul lui Damien finalizat. Procent reglaj 100%. Excelent. Ei bine, sunteți gata? Putem pleca, băieți? Așteaptă, te rog, zigurat! Zio, aștept să te ții de cuvânt, prietene. Dacă pierd, atunci pierde și Toby. Startul luptei se apropie și mai mult! Fani din lumea întreagă s-au adunat aici pentru a urmări această luptă istorică! Arena este plină ochi! Spectatorii care nu au putut intra au umplut străzile! Salut, băieți! Salut! Salut, Kenta! Începe în sfârșit! Da! E fantastic! Pentru cei ce ne urmăresc la televizor, stați deoparte de frigider! Mai sunt doar câteva minute până la momentul pe care îl așteptăm cu toții! În sfârșit are loc lupta finală! Da, au făcut o treabă incredibil de bună până acum! Da, dar acum luptă cu cei de la Starbreaker. Se vor descurca Jinga și Masamune, doar ei doi singuri, directore? Fără îndoială, cei de la Starbreaker sunt periculoși. Dar tot ce putem face acum e să ne punem toată încrederea în băieții ăștia doi. Da. Ai grijă, Jinga. Foarte mari, tu nu? Ba da! Bine atunci, cum facem cu ordinea intrării în luptă? Depinde de ordinea în care intră ei! Haide! Uite-te la mine, Toby! O să câștig lupta asta și visul nostru o să devină realitate, bine? Masamune! Ha? Ascultă-mă! Dacă intră Zio, lupt eu! Dar de ce? Indiferent ce s-ar fi întâmplat între voi doi, o să-ți fie foarte greu să-l înfrunți. O fac eu. Nici vorbă! Tocmai din cauza asta trebuie să lupt eu cu el. Ha? Nu știu de ce Zio e atât de supărat. Chiar nu știu. Tot ce știu e că nu mi-aduc aminte să fi făcut ceva greșit. Ia iurea! Nu pot să fug de el chiar acum. Trebuie să-l înfrunt. Am înțeles. O să lupt cu toată ființa mea și o să lămuresc treaba asta odată pentru totdeauna. Bine atunci. S-a făcut. Ți-l las ție, Masamune? Da! Mă ocup eu de el! Bine! Hai să câștigăm pentru Tsubasa și pentru Yu! Da! E fix ora vânzului! A sosit momentul! Aceasta este lupta care va decide care echipă e numărul 1 din lumea Beyblade-ului! Finala campionatului mondial de Beyblade începe! Prima echipă care intră în arenă este chiar reprezentativa noastră, echipa Starbreaker! Și iată-i! Acești finaliști au ajuns până aici fără niciun fel de probleme! Iată echipa Starbreaker! Făcându-și apariția mult așteptată azi, primul care intră este cel mai proaspăt membru, Zio! Urmat de omul care ar putea să-și graveze azi din nou arta victoriei direct în arenă! Un adevărat artist al Beyblade-ului, Jack! Și ultimul, dar nu cel din urmă, înfricoșătoarea călăuța lui Hades! Adversarii tremură toți în fața lui Damien! Ha? Îi dăm drumul! Numărul 1! Masamune! Iată echipa care urmărește să fie fără egal! Reprezentativa Japoniei, Gengen Galaxy! Din păcate, cei doi membri, Tsubasa și Yu, vor rata finala din cauza unor accidentări! Li s-a dat permisiunea să își aleagă un membru înlocuitor, dar nu se zărește niciun al treilea Blader niciunde. Oare au de gând să lupte până la final doar ei doi? Măi să fie, nu par foarte serios. Masamune! Oricum nu contează. Chiar dacă e depășit numeric, el nu dă niciodată înapoi. Campionul Bladerilor luptători, Jinga! Și odată ce a pus ochii pe ceva, atacă fără să mai stea pe gânduri. Luptătorul fulgerător, Masamune! Poți să faci, Jinga! Masamune! În sfârșit a sosit clipa. Contez pe voi, băieți. Oh, da. Acum începe primul meci din finală. De la echipa Starbreaker intră primul Zio Abyss. Haideți! Zio intră primul? Ah,
E rândul meu. Nu e nicio problemă, da? Niciuna, e doar al tău, Masamune. Nu-l ierta, Masamune! De la Gen Gen Galaxy, Masamune Kadoya pășește! Ai venit, Masamune! Numărul 1! Și o să te înving, Zio, o să dovedesc! Masamune, de ce tu? Deci Masamune și Zio sunt primii! Cu cine ar trebui să ținem acum, a? Cu amândoi! Ha? Și Zio și Masamune sunt prietenii noștri! Nu contează de fapt cine câștigă, nu? Cred că nu! Da, drumul, băieți! Răsucește veiul, Masamune! Și tu, Zio! Masamune, vrei să spui că ești numărul 1 la trădarea oamenilor? Dacă asta crezi tu despre mine, eu n-am ce să fac bine, dar încerc să fiu bladerul numărul 1. Ce glumă bună! Numărul 1 este dovada prieteniei mele cu Toby. Nu e adevărat! Ne-ai abandonat, așa că tu n-ai niciun drept să folosești cuvântul prietenie. Zio! Țintește acum, Masamune! Toby, eu o să te salvez. Stai să vezi. Eu voi fi numărul 1. Uită-te la mine, Toby. E în joc titlul de cea mai puternică echipă din lume. Pe locuri. 3, 2, 1. Let it rip! Let it rip! Și-au pornit, beiurile se răsucesc. Căruia dintre acești doi bladeri va zâmbi zeiță fortuna? Beiul lui Masamune este un striker de 1-2-5 CS, un bei puternic cu o forță de atac de excepție. Beiul lui Zio este Flame Bisex 230WD. Axul de rotație are o înălțime incredibilă de 23 de mm, aproape ca un zgârie nori. Zio, orice ai spune tu, eu nu am uitat niciodată de Toby, m-auzi? Am ajuns până aici pentru că am crezut că dacă devin numărul 1, o să se facă bine. Las-o, baltă! N-o să terni niciodată pentru ce ai făcut! Bisex! Hai, Striker! Wow! Priviți ce diferență de înălțime! Atacul lui Striker nu reușește să ajungă la rata de fuziune a lui Bisex! Asta nu contează! Pentru că eu știu deja cum să lupt împotriva lui Bisex! Striker! Ce zici de asta? Priviți, Striker își folosește uluitoarea lui mobilitate pentru a trimite o serie de atacuri asupra super înaltului Bisex. Cu toate acestea, Bisex rămâne intact. Nu se clintește nici măcar în fața atacurilor constante ale lui Striker. Uimitor! Pentru că Striker lovește direct și fără oprire roata de fuziune a lui Bisex. Nivelul lui Zio a crescut cumva din nou? E destul de precaut, nu-i așa? Lungește lupta ca să se agite publicul, nu ți se pare? Cu putere, Striker! Împinge, împinge, împinge! Nu te schimbi deloc, nici atunci, nici acum. Crezi că doar cum gândești tu e bine. Ataci orbește și sălbatic exact ca un copil. Ha? Dar la Academia HD, eu am renăscut. Eu cel de acum n-o să pierd în fața unuia ca tine. Eu nu m-aș lăuda atât de tare cu Academia asta HD. O grămadă de nenorociți cărora nu le pasă că mi-au rănit prietenii. Prietenii tăi, ha? Ești așa de copil, Masamune. Asta e o luptă de care depinde poziția numărul 1 în lume. Dacă amicii tăi au fost destul de nesăbuiți să se lase descoperiți, e ghinionul lor. Ce anume ai spus? Chiar dacă ar lupta și ei, nu au cum să câștige împotriva noastră. Prețioșii tăi prieteni sunt slabi. Zio, cum poți să spui așa ceva? Serios? Eu sunt mereu serios, prietene. Pentru Toby am plecat la Academia HD. Pentru Toby am devenit mai puternic. Așa că de ce nu te duci să te joci mai departe cu noi tăi prieteni care sunt așa de slabi? Zio! O să fac absolut orice ca să devin numărul 1 în lume. Absolut orice. Cel care o să-și revendice titlul de cel mai bun din lume pentru Toby o să fiu eu, nu tu! Bladerii comunică! Vorbesc unii cu alții prin luptă! Credeam că dacă lupt cu tine unul la unul, o să ajungă la tine ce simt eu! Credeam că o să reușesc să te înțeleg până la capăt! Dar asta a fost tot! Ai mers prea departe! Chiar înțeleg! Datorită ție, înțeleg totul! Înțeleg că tu chiar te-ai schimbat complet, dar o să te fac să-mi simți spiritul! Hai acum, Striker! E inutil! Bisex! Inelul destinului! Nu se poate!
Striker! Ce-a fost asta? De ce s-a mișcat Striker așa în zigzag? E mișcarea specială lui Bisix. Dacă un bei e lovit de ea, cade complet sub controlul lui Bisix. E controlat? Cum se poate asta? Dansează, dansează! Nu prea am timp să stau să mă joc cu tine acum. Oricum, nu contează, pentru că beiul tău o să piardă prin eliminare. Striker! Ce e asta? Bisix e înconjurat de un câmp magnetic puternic. Și asta ce înseamnă? Liniile puternice de forță ale câmpului magnetic l-au prins pe Striker și-l mișcă. Ce se întâmplă cu Striker? Se îndreaptă direct spre o eliminare din arenă. Haide! Care-i problema, Masamune? Acum ești zero, iar mai devreme te dădeai mare și tare. Madoka, nu se poate trece în vreun fel prin câmpul ăsta magnetic? Chiar acum încerc să-mi dau seama. Pentru a-l ataca pe Bisix fără să fie afectat de liniile de forță ale câmpului magnetic... Sus! Cerul! Liniile de forță magnetică curg direct peste podeaua arenei. Dacă ar putea ajunge în aer, ar trebui să poată scăpa de efectul liniilor. Bine, Masamune, sari! Atacă-l pe Bisix de sus! Asta e! Acum că știu ce să fac, meciul ăsta e al meu! Nu o să meargă! Striker e prins în liniile de forță magnetică pe care le emite Bisix! Chiar crezi că poți scăpa din inelul ăsta al destinului? Termină cu bomboanele asta cu inelul destinului! Nu am cum să pierd în fața ta! Așa nou și ciudat cum ești, ai înțeles? Vezi tu, destinul e ceva ce tu crezi cu propria ta putere! Oh, nu! Bine! Asta e, Masamune! Hai! Direct la țintă! Atacurile cu care bombardează Striker lovesc serios! Rezistă, Bisix! Acum te-am prins eu! Eu sunt numărul 1, prietene! O să fiu numărul 1 și o să-mi țin promisiunea făcută lui Toby! Toby... Dacă pierzi, tratamentul medical al lui Toby va fi oprit. Nu! Ce s-a întâmplat? Bun, perfect! Bisix și-a luat acum un al doilea vânt! Oh, interesant. Acum indicele de reglaj pare să urce rapid. Masamune, tu ești singura persoană în fața căreia n-o să pierd. Pur și simplu n-o să pierd în fața unui trădător. Ce se întâmplă, Zio? Puterea de rotație crește foarte repede. Dar cum poate face asta? Cum a reușit să-și revină atât de repede? Bine. Ne-a abandonat. Ai plecat și ne-ai abandonat. Din cauza ta, Toby și cu mine suntem în situația asta. Tu ești de vină pentru tot. Pe lângă faptul că ești un trădător, îmi mai stai și în cale! O treabă excelentă, Zio! Transformă-ți furia și ura și mai mult în forță! Se întâmplă, directore? Da, așa e! Este adevărat! Masamune, nu te amesteca mai mult decât ai făcut-o deja! M-ai auzit? Masamune! Nu ezita! Câștigă! Câștigă și fii numărul 1! Știu, știu! Nu mai bate la cap! Striker! Am să o fac acum! Mișcarea specială, fulgerul sabiei! Iată! Incredibilă mișcare specială a lui Masamune! Wow! Prinde-l, Masamune! Nu o să pierd! Nu pot pierde! Nu acum! Dacă pierd, Toby va muri! Mișcarea specială! Furtuna inelului magnetic! Acum! Directore? Masamune, totul e în ordine? Striker! Eliminare din arenă! Iar Flame Bisix al nostru se mai... se mai învârte încă!
Câștigătorul este Zio de la Starbreaker. Primul meci este câștigat de Starbreaker. Masamune! Masamune! Ești bine? Hei, prietene, zi ceva! Am câștigat, Tobi! N-a fost prea drăguț, nu crezi? Păi, pentru nivelul lui a fost foarte bine, asta e. Ia te uită, ai trecut testul. Poți să te odihnești, Zio, cel puțin acum. Deci pun la cale ceva. Da, se pare că nu mai e nicio îndoială. Doctor Sigurat, ha? Ginga! Dar acum singurul lucru pe care îl putem face e să câștigăm următorul meci. Au dublat actorii Cristi Balint, Elena Xing, Olimpia Mălai, Ionuț Ionescu, Dan Lupu, Alexandra Radu, Ionuț Grama, Gabriel Velicu, Toru Cătănescu, Anca Iliese și Adrian Venete. Traducător Veronica Bâtcă, regizor Alexandra Radu, dialoguri Ovidiu Mitrică, mixaj sunet Claudiu Bodruc. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media.